Da, am revenit. Am revenit la emisiunea noastră. Ne puteți suna, dar vedeți că mulți dintre voi dați bipuri. Pe noi nu avem cum să vă... Adică eu știu, cu bipul ăsta am înțeles ce înseamnă. Da, ne puteți scrie pe pagina de Facebook, pagina lui Serghei Niculescu Mizil, pentru sugestii, păreri, întrebări. Da. A fost Caterica mai mare timpul pauzei, dar nu-i nimica, că încerc să o rezolvăm și acum, așa, în direct, așa. Chiar dacă m-a făcut cetățeanul la Liliac bătrân, acum ce n-am înțeles, Liliac ăla zburătorul sau Liliac de la Bob? Liliac alb de la, eu știu cum dracu. Nu mă, zburătorul, zburătorul, omul a fost foarte clar, că stăteai noaptea la ăla pe birou și acum te dai la el. Omul a avut replică clară. Pe ce mă dau la el, bă, eu am spus ce am pățit cu el. Pe ce vrei, vrei să dau, chiar vrei să dau din pe aia că ne ascultă TNA-ul și te leagă mâine dimineață, termină cu Dan. Nu, domnule, nu, cum să facem așa ceva? Dar tu nu înțeleg, cearta ta cu cine a fost? Cu Dan? Nici o ceartă cu nimeni, bă. Ai înțeles? Eu m-am dus acolo că mai, în sfârșit mai spuneam și-o poveștile mele, cu tare mi-a făcut plăcere, nu-i nicio chestie. Au venit, au făcut listea oale. Zic, bă, vreau și eu să mă consilier acolo, că zic, bagabonții la mine sector, tot pun borduri, tot numătură străzi, e tot golani. Da, domne, gata, să rezolvă. Nu m-a pus bine, bă, nu m-a șucărit. Dar nu m-am mai dus. În decembrie ne întâlnim la o petrecere. Întâmplător, dă să știu, vine și Diaconescu acolo. Mă prinde, o, ce faci, domne, cu tare? Domne, să mai vin pe la televizor. Bă, zic, nu mai vin, nu mai pot, sunt un bătrân, zic, la tine e frig, e iar, e nasol, zic, nu vin. Bun, ne lasă, mai ne ducem, mai bățim, mai dansăm pe acolo, mai învăream, iar mă prinde. Hai, domne, cu tare, nu vii tu la televizor, bă, nu vin, bă, zic, hai, domne, te fac celebru. Zic, bă, nu mă mai face celebru, că-s bătrân, eu nu mai am nevoie să fiu celebru. Ce să mă fac, ce sunt, un dansator, un scamator, n-am nevoie, zic. Care-i bătrân? Bun, trece asta, îi spun, zic, bă, nu vin, lasă-mă, rămâi cu Condurățeanu, rămâi cu ăștia, ai tăi acolo. Da, bună seara! Tu vezi că am pierdut legătura. Alo? Da! Bună seara, Serghei! Bună seara! Mă numesc. Da! Te aud puțin în... să vă urmăresc pe internet. Da, zine! Bună seara! Da! De ce ai zis tu de domnul că și că te-am bățesc vis-a-vis de... de ce-a zis de muncă, că nu se muncește la noi. Da! Nu e adevărat, pentru că România se muncește, vrem să muncim, dar nu avem unde. Pe aceeași teorie o am și eu, ca și tine. Mi se pare o nesimțire să spui că nu se muncește în România când au închis toate fabricile, adică chiar au tupeu. Exact, asta este, pentru că eu la CSD sunt gălățean și muncesc de ceva ani, nu sunt pe România, dar se plâng frații mei și toți prietenii, pentru că în combinație de la Galați, toți știi, le dă câte două zile non-plată, de ce zicește, și ne vor să muncească, nu abunde, și nu numai acolo, pentru că sunt serios, peste tot în țară. Întâmplător, a mers cineva acum 3 zile în Galați și chiar asta îmi spuneau, că s-a închis combinatul, s-a închis aia de vapoare, s-a închis fabrica de nu știu ce, și că toate fabricile în Galați, absolut toate fabricile, sunt închise. Dar ei, știi cum sunt? Ei ne iau de fraier, bă, dar noi suntem poși că punem botul, adică ți închide totul, te face varză și îți spune pe aia, bă, tu ești bagabon, că nu muncești, pun să muncești pe câmp, dar suntem fraier, nu avem ce face. Da, ok, vis-a-vis de, nu știu ce, care este tema din această seară, pentru că am dat review, vis-a-vis și de invitatul dumneavoastră, nu am zis, eu nu-l cunosc personal, dar să sunt sincer, atâta timp cât a fost acum partid. Păi eu n-am fost membru de partid, eu n-am fost membru de partid la nimic, eu sunt moș, eu am trăit și în timpul la Ceaușescu, nici măcar comuniștii, n-am fost membru PCR, n-am fost membru PPDD, n-am fost membru la niciun partid. Dar ai cochetat cu ei! Băi, eu am avut acolo, okay, eu am fost în prestația... Nu, ce vreau să zic eu, Serghei, că-mi văd că-mi emisiune, ba la vești pe ăla care făcea 50.000 de mici în New York. Ba nu știu ce patron, ba... Pe ăla era bun, ăla e Marea Angolea care făcea sute de mici acolo, n-auzi că numai experiența mea...
Dar asta cu coșucul ți-a plăcut al lui domnul Topală? Că... Da, nu am nimic cu gâtul, că nu i-am nimic de rău. Dar nu te-o vorbe de rău, stai cu minte. Dar manechinul coșu ce n-am văzut că m-a făcut, mă. Ăla era puriu, bă, dar ca să câștige un ban, bă, ca să-și ducă zilele. Bă, voi nu vă dați seama, ai plecat în Occident unde ești. Băi, tată, capitalismul ăsta sălbatic, că de-aia are dreptate Serghei ce spune golanul ăsta de marinar, că românii sunt puturoși, nu vor să muncească, dar nu le face locuri de muncă. Bine, locuri de muncă mai greu în întreaga lume în momentul ăsta. Da, bă, dar nu-i faci pe oameni că nu vor să muncească, bă. Bine, sigur că da, a dat-o și el în text, se transfer de culpabilitate din punct de vedere psihologic. Voi sunteți vinovați români că nu faceți, dar nu spune că el e incapabil să creeze. Dar nu el, el e la guvernare de 22 de ani, că a fost și ministru, a fost în toate alea, a fost... El face parte din FSN-ul care au ras fabricile, mă. El n-a venit... Cum, ai văzut cum așa... Domnul Topal, ați văzut ultimele articole? Mă scuzați. Nu ezitat. Am văzut, intrând pe internet, firma cu cel mai mare profit din ultimii ani în România. Care? Petromul. Păi, sigur, dar să ieși tu ca președinte cu un coș de alimente și să-i spui, vai dumne ce e speriat, ce s-au scumpit alimentele, pe le-am scumpit eu cu Topală sau cu Simona. Adică cum tu știi că ai scumpit, nu știi ce ai făcut până acum în țară? Păi, mă, nu e la guvernare, mă, ce e la guvern? Dar n-a fost în prim-ministru, ce a fost? Hai că au scumpit ăștia. Hai că lasă, mai intre și alții, eu aș mai sta, dar nu vreau să... Ia zi, mă, ce țară ești? În ce țară ești? Unde ești, mă, în ce țară ești? În ce țară ești? E o țară bună în continuare. Dar nu ne-am mai auzit. Bine, hai, mersi, pa. La revedere. De ce n-a spus ăsta în ce țară e? Păi dacă n-a apucat omul să spună, dar ce importanță are? Tu ești geograf. Băi, am rămas după vremuri de la ochii și timpanul, nu-i normal să știu de unde vine agentul provocator. Ce dracu' vezi agentul de influență aici, serviciile? Nu, bă, dar asta mi se pare o caterincă, tu, adică cum ai avut 8 ani de zile, ai pus prim-ministru pe ăla în continuu, pe ăla în continuu și te-ai ambiționat și ai făcut și tu apare acum, dom'le, ce prețuri mari aveți, adică cum ar fi venit de afară el din străinătate? Din lună, mă. Din lună, dar și-a dat ăștia, băi, fraierul, dar voi spuneți-vă ca mari, mă, mâncați-i așa, băi, și tu ești ăștia ăsta care au venit, nu, munciți, salarii mici, salarii mici, prețuri mari, băi, sunteți nebuni. Cum trăiți voi? Mira, mă, iubește poporul, ce vrei? Cu televizor. Da, ne-a explicat, adică uite ciocuie ce v-a făcut, mă, el nu era acolo. Nu, dar știi ce mai, ca și ăștia alți, vin, mamă, când venim, facem, creștem, o arde, mă, a făcut benzina, suntem peste Austria, bă, mâncați aș gura, care Austria... Austria are benzină ieftină, nu ia petrolul de aici? Ei n-au o picătură de petrol la ei și îl ia de aici. Însă, Serghei, ce se întâmplă? E trocul murdar care s-a făcut în intrarea în Uniunea Europeană. România ca țară. Dacă mai avem un telefon. A dispărut ca țară. Am luat acum, a enervat pe toți. Da, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, Ovidiule, spune, te auzim. Da, vreau să vă spun că îmi place emisiunea dumneavoastră. Mersi. Am renunțat să mă uit la meciul Barcelona Real Madrid ca să mă pot uita la emisiunea dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim. Ai rezolvat-o, bravo, ți-ai făcut un cadou. Alo. Da, știu. Ce vreau să vă spun, poate domnul Băsescu duce lipsă de ospătare, probabil la asta se referea. Păi da, că a zis-o că trebuie să facem un spătar. Dar nimeni nu apreciați invitatul meu. Păi ce vrei, bă, de bătrân, de tare? Ce vrei să zică omul? Na, lasă-l în pace, să ai de invitatul tău. Păi nu, se tot plânge el că cea mai importantă meserie în România e cea de ospătar. Să știe să facă și prințul ca lumea. Da, bă, dar știi care e chestia, șmecheria, că poți să faci și șprițul și alea, că pe mine m-a deranjat asta. Bă, da, să vii cu tupeul ăsta, să spui că acum nu vrem să muncim și că, adică ei ne-au creat mii de locuri, fabrici, uzine, avem loc, fabricăm mașini, tunuri, bășini și noi, da, bătrâna aia și cum, bă, mergeți la muncă și nu mergem în cafea și gura asta că nu vrem. Bă, ne era mișto, nu știu cum să spun. N-ați văzut după alegeri, domnul Crin Antonescu a spus parcă România este cea mai ușor țară de condus. Românul nu protestează. Păi n-ai văzut cum ne-au calit și acum? Bă, că venim, vă dăm înapoi, creștem pensiile, creștem, a crescut, a dat înapoi salariile, a dat înapoi pensiile și ne-a terminat, au scumpit tot, de la benzină, la curent, la... Păi nu ți-a dat nimic până în coadă.
Păi nu ți-a luat. Păi benzina, gazul, lumina, tot au spus. Și ce le-a lăsat? Vă zic că dacă ne uităm pe factura de lumină, vedem că noi, de fapt, le plătim lor și modernizare. Păi nu și modernizarea, dar... Domnul Ovidiu, o clipă, că am și o remarcă de făcut. Dar ce uiți așa, sună alții, domne, de auzim un telefon? Exact. A, da, zi. M-auzi, domnul Ovidiu? Da, da. Am văzut zilele trecute pe știri cu un fost director de la APA Nova, de aici, care tot ne-a explicat cum e apa de scumpă în România, unde e apă peste tot. Dar o plătit de parcă stăm în Sahara, l-au mutat francezii ai lui, l-au dus în Camerun. Ei, de greia, cum o fie ei înapoiați, africani, cum or fie ei, l-a luat și pe ăla cu nevastă, cu copii, a răpit că a venit să facă și acolo APA Nova, la ăia acolo. Într-adevăr, că nu știam de remarca asta făcută de... afirmația lui Antonescu că România e poporul cel mai ușor de condus, că nimeni nu protestează. Păi și nu e așa? Da, se pare că așa este, dar cred că e o dovadă de înțelepciune. Românul merge în stradă pentru că nimic, îi poate să ne facă ce vor ei. Nu mă dau să... E adevărat și e parțial adevărat. Eu zic mai degrabă că este o dovadă de înțelepciune. Ce înțelepciune, bă, că mă apucă? Generală, că... Ce atenție, bă, dar ne fac ăștia pe formă, dar chiar în coloană. Da, mă, dar ăia 2000 de greși care au mielit-o de 2 ani în manifestații, că se bat cu caralii pe stradă, ce au rezolvat? Dar cu siguranță nu se referea la asta. Bă, mi-a venit la Znagov că mă apucă, de asta sunt foarte nervos. Nu stau acolo, deci nu stau acolo. Mi-a venit gazul care îl țin la minim aia 10 milioane. Gazul. Asta bă, e, hai da, că e adevărat eu mai fac un ban, dar oamenii ăia, că sunt blocuri în jurul meu, că a făcut Cârmaciu Nicule, am făcut blocuri, stau la blocuri. Păi că erau să muncească acolo, pe ăla de unde ia 4-5 milioane să plătească gazul? Bă, ți nebuni 10 milioane gazul fără să stai? M-am dus să fac șucări acolo, dom'le, e gaz sud și au monopol, pun cât vor ei. Păi vreau să la gaz sud mugea ăla și-l punea de, la Paușal. Nu, e gaz Suez ăsta, mă, sudă. Gaz sud, francezii. Suez? Suez, Muez, da, da, i-a venit egiptenii din canalul de suedez. Din canalul de Suez, acolo poate, au venit curentul gaze de România. Milioane, de unde vin gaze? E adevărat asta cu gaze, Sergei are dreptate. Stai, bă, curentul 6 milioane fără să stau. Dacă spun una, de gaze care nu știi. De 6 milioane? Toți consumatorii din București de gaz plătesc gaz metan ca putere calorică, dar de fapt este gaz de sondă de la schela asta de lângă... Cum dracu, dar nu știu niciun nume. Zi, bă, de la Găiești. Să trăiești. Ăsta ce plătești tu, că e gaz metan, nu-i gaz metan, e gaz de sondă. Păi adică ciordeala e de două ori. Pentru care e capacitate calorică scăzută. Auziți, să vă mai spun o chestie. Da. Deci la noi, în sectorul tău aici, primarul și-a ales, adică a fost votat, pe motivul că va învelopa blocurile după ce va câștiga alegerile. Nu ce sector, mă? 3. Acum, după alegeri. Așa. După alegeri, au venit și ne-au spus să facem, dacă se poate, credit și să-l plătim în vreo 20 de ani creditul ca să ne învelopeze banii, blocul tot pe banii noștri. Domnul Ovidiu, voi aveți primar deștept de tot acolo în țară. Într-un interviu la televizor întreabă un reporter: ia zi, domnule, cum ai făcut dumneata banii? Și spune: domnule, păi până 91-92 m-am dus și am tencuit până în Serbia, pe 6 luni cu fratele meu. Și până m-am dus în Spania și am făcut instalații electrice la case și am făcut și eu 50 de milioane avere. Și numai că golărie în țara asta, care asta cine calește? Și de-aia am făcut hotel Rin și blocurile alea care... Eu m-am dus cu Aba Neagra și m-am luat 6 luni. Da, e golănie, nu știu că e golănie. Nu mă întreba cum a făcut primul milion. Da, baga bonțeală mare, da, asta e... E golănie, domnul Ovidiu, pentru că, într-adevăr, a secțiunea și spusa din anii 90, că a zmițit poporul cu televizorul, vezi povestea terorist, nu știu ce, a funcționat și funcționează la greu în țara asta. Bă, dar cum am pus... Dureros bă, este că vreau să mă justific eu că m-a șucărit ăla cu Liliacu. Dureros este că, vezi, doamne, colegii uninominale, că e democrație, că alegi. Păi cine să alegi? Îți spune trei mai buțoi la alegeri, că asta ai avut la alegeri pentru deputat. L-ai avut pe Dracu, pe Taxu și pe Scaroschi bătrân. Și dumneata, dacă te-ai dus la alegeri, pe cine să aleg, bă, frate? Pe Dracu, pe Scaroschi sau pe mama Dracului? Asta e toată, că e o vrăjeară, o ștocăraie. Iar eu, dacă am crezut cu PPDD-ul, cu Ciocoi, cu Cutare, și nu în sensul de crezut, pentru că multe erau vrăjele acolo, de 20.000 de euro, face el dregeri. Zic, băi, se intre o forță politică. Ai votat cu PPDD-ul? Uite-o, poftim, că a votat lumea.
Păi luăm de tot, da, ce să facă, aharită. Da, pot, pentru că oricum nu avem cu cine altcineva să votez și deci am votat cu cel de la PPD. Da, bă, și dai, vă spun eu ce infractură ai votat la sectorul 3, nu știu acum, care ai ca și consilier pe acolo, cine știe ce deputat, păi, ratat de pe la PDL, de la Păsescu. Plăcut, că era, mi se pare, unul care a spus că ei au furat destul. Deci, practic, lasă-mă și pe mine. A, e furat destul. Bună, Testicana, bravo. Asta a fost bună, adică, da, eu fur mai puțin, că mai văzut. Nu, bă, ai furat destul, mai trebuie să-ți ordești și eu. Păi, da, mai lăsați-mă și pe mine. Da. Asta este dureros, pentru că nu apare o forță politică, dar eu... Condusă de topală. Din, nu, da, condusă de bine, pentru că nu sunt atât de idiot să îmbrac cămașa morții pentru... Cămașa morții, ce cuvinte, mâncați-ți gura ta. Bă, păi uite aici, avem în țara asta, de când e democrație, avem condamnați politici 10 ani la pârnaie, pe Cosma. Ciordesc alții miliarde, vapoare, fabrici, ce ai mai zis, bă, că a ciordit? Gaze, petrol, ce-a mai ciordit, bă? Tot. Aur, tot, 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 tot. Și ia la mișto pârnaie sau nu ia deloc și se duce la gâscanul ăla că ținea cu poporul, cu minerii lui. Avem deținuți politici care au stat 10 ani. Acum îți mai spun un lucru, domnul Ovidiu, că ai votat cu PPD, asta este. Dar ăia care au votat cu USL și s-au trezit cu Ciorbea. Cumpărați în via pe Ciorbea care dărâma fabrici. Au votat, l-au făcut de senator pe Petre Roman, care urla alea la PACA, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem ca Petre să se cupă. Nu, bă, i-a zis cupă ăștia, bă! Mai bine acum super golenia! Vorbim la modul serios. PSD-ul sau USL-ul, cum se spune, eu au lucrat mult și pe influență psihică. Mamă, dar ce sună telefoanele de ne sparg în două dată. Bă, nu știu pe ce influență au lucrat. Dar acum vin golanii ăștia de la liberali și ne prezintă pe infractorul ăla de Iohannis, salvarea României. Păi și o să-l punem prim-ministru. Dar de ce infractorul acum? Păi cum are voi reportajele că prăduia copiii în Germania? Am asta să-și tort, tu pui botul la televizor, tu care ai mințit la televizor de ți-a venit cumpăle. Tu crezi în televizor, las-o dracu ce spune ăștia. Bă, dar de ce spune ăla? Dar tu, bă, dovadă! Bă, dar te-ai robă! Și gata, l-ai săturat. Și dovadă, bă, să aduc copiii din Africa, de unde i-a dus ăla, la America. Bă, ce dracu, bă, așa spun și orice. Eu spun că, bă, bă, e ca la Realitatea TV. E din surse publice. Tu ce m-a întrebat un neamț când am mers acolo, dumneavoastră, adevărat că Ceaușescu să spălau cu sânge de copii să n-am parte. Cum să se spune să mă atingem copiii, mă? M-a întrebat și pe mine toți fraierii, da. Păi și atunci ca așa să-și tură și acum, nene. Bine, bă, și dar de ce-i bună de prim-ministru? Nația asta nu mai are păcut. Bă, Iohannis, eu zic că am făcut treaba acolo, e un oraș care merge, lasă-o. Care ce oraș, bă, care e cât un sfert în Barta Albă? Care e mai mic decât Ferentariu, prin sparge da, Evanghelia. Da, Ovidiu, hai că ne omoară ca toți sau de tâtâ, sună telefoanele, poate mai intre și unii. Domnul Ovidiu, te-am pupat, bravo, îmi pare rău. La revedere, o seară bună. La revedere. A. Cum ți-am spus, dracu, scaraoschi și cum ăsta. Mersi. La revedere. Strige telefonul atacă, dar nu poți să nu mai auzim pe aia când ne sună, când bipă așa, ti, ti, ti. Bă, dar unul se ia de mine să mă scoată de răbdări, n-aveți mă. Mai avem un alt telefon? Avem alt telefon, atacă? Alo? Alo? Mă atacă, am telefon sau mi-l stingi? Am luat pauză. Mamă, dar ce sună? Telefon, pauză, nu știm. Pauză. Am telefon sau pauză, că s-au oprit amândouă. Le stingem pe amândouă. Stingere pe amândouă. Dă-ne, bă, telefoane. Păi că sunau, te auzea, ti, 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 sunau un bun după altul. Telefoane. Păi dar n-am cum, că am o linie. Păi de ce ești mai așa amărât? Ce avem, bă, că nu mai nimic, înțeleg nimic, emisiune. Nimic, emisiune. Okay. De ce suntem amărâți? Pentru că n-am furat o pală, bine că s-a văzut pe post, ca să vadă lumea cum noi suntem oameni. Păi ce, bă, o linie, ce ești tu, bă, ce e rată asta, ce e aici? Dă-mi, avem o singură linie și aia bună. Bă, ia fă și tu, bă, frumos, așa cum trebuie, ca Diaconescu, dați un euro ca să dați telefon, SMS, prăjeală și explici la popor că 99 de cenți ia nu știu cine și nu îi dă nimica. Bă, n-ai văzut asemenea golărie și pune și întrebărtarea pe ecran, sunteți de acord să-i tăiem moțul lui Topală? Sau eu știu ce, sau întrebări tale, e adevărat că Elodia nu se bărbierea jos, se bărbierea numai sus. Hai să o dăm în Elodia ca să-ți rupem pe audiența OTV-ului. Ia zi, ce zici tu, am ierit o cioacă pe Elodia sau nu? Da. Păi de ce? De ce nu? Păi de ce? Păi da. Cum, bă, dacă faci tu ca direcțiitoriu a venit la ora 2 noapte acasă, spune procurorul. Și sângele găsit în apartament? Care sânge, bă? Lu Vasilica Tastaman. 5 picături microscopice care... Au găsit?
Bă, nu e la tine în apartament, cât sângerezi tu lunar și cât te dracu de mai pe și dar nu îmbrăștii pe perete. Ai, îmbrăștii, ai băi, eu vă spun că din punct de vedere psihologiei comportamentale, și acum lăsând orice știu, orice asta, vorbind absolut serios, niciun făptuitor nu rezistă și să dă în primire singur. Nu-i decât o dovadă de manifestare a neputinței și a mediocrocrației care distruge țara asta. Chiar și la nivelul instituțiilor de cercetare. Ok. Nu a omorât-o. Și atunci unde este? Păi numai pe Danea cum dar să... cine nu i-a trimis una mașină din Germania? Telefon. Alo? Alo? Unde este? Da, doamnă. Alo? Da, spuneți, doamnă. Alo, vă auzim? Nu mai vă auzim. S-a întrerupt. Da, vă auzim. Spuneți. Am revenit, mă sunați pentru că eu nu știu ce, mă sunați în Britanie. Mai devreme când ați întrebat, tot rămâneau ăsta, iar vis-a-vis de invitatul meu astăzi, vă nu m-ați imat de oameni care au fost patroni și care nici nu știu m-a zis pentru că desul a fost pe televizor acolo mai e, mâine se schimbă. A mai fost mai bine și nu spuneam, nu știu. Da, noi vă auzim, dar n-am înțeles, să nu-l mai chemăm, că ce, că a fost la alt post de televizor? A, ok, am închis mai devreme pentru că nu știu, nu știu, eu compăresc pe internet. Da, am înțeles, da. Invitatul tău de unde sunt, din Marea Britanie, Romeo, care a fost mai devreme. A, da, gata, a, a spus omul din ce țară. Invitatul dumneavoastră, poți întrebam. Deci a funcționat de ani de ani de apărinte și acum nu mai e cu dânsul. Deja ne... Păi bă, ne poate. Ascultă o clipă, oprește-te. Ascultă aici, pleci cu unul pe drum. Cum ai fi plecat și tu, Mare Britanie, unde ai plecat. Și aia nu uită o înțelegere. Ăla nu se ține de înțelegere și ți-o trage pervers pe la spate. Te înjunghe. Te minte, te înșală. Și tu ce faci? Nu înțelegi. Ce nu înțelegi, mă? N-am nu înțeles ce vorbești, că nu se aude bine, e mai ziua ta. Băi, tată, ai plecat cu... Aud în reloare și nu, nu. Și acum ai auzit în reloare ce ai auzit? Adică l-a junghiat pe la spate, susține. Eu nu susțin același lucru. Acum eu nu sunt prea deștept. Da, da, nu băi, tată, ascultă aici. Eu nu sunt prea deștept, că nu eram membru Academiei, eram ministru științei, dacă eram deștept de mult. Dar nici chiar ultimul prost. Ai înțeles? Nu se poate la nesfârșit. Și trebuie lămurit. Corect. Corect. Da, da. Am întâlnit în hândăr pe ăsta. N-avem legătura bună. Alo. Nu se aude. Dar n-avem legătura bună, mai încercăm altă dată. S-a întrerupt. Am închis. Legătura. Uite, ești la o TV, că nu e așa. Nu e așa. Da. De asta din 1000 de telefoane întâlnești unul care să poți să te dă. Nu e să spun că nu e așa. Lasă-mă cum să putem o televiziune deschisă care luăm părerea absolut toată lumea. Nu știu cât te deschizi la știți acum. Ce mare vrăjeală. Dar chiar ar trebui să faci și tu aia, să pui întrebări pe ecran. Cum, sunteți de acord să fie mâine senin? Da, SMS, pac, 5 euro. Tare. Și te pune și la popor. Că banii nu iei tu, că iau ce credeți? Mâine plouă sau nu? Ia, scrie-ne, nu dă pe urmă aparatul ăsta să ne scrie. Nu funcționează, nu funcționează. Bă, dar nebunesc, că legea funcționează să ne citiți de acolo mesajele. Acolo ne scrie ce părere așa trebuie să scrii ca la Diaconescu sus. Sunteți de acord ca mâine să răsară soarele? Pac, 5 euro. Dedesubt ziceți, sunteți de acord, eu știu ce, că Băsescu-i chelios? Pac, 10 euro. Într-o parte, sunteți de acord să fie benzina ieftină? Și pe stânga să zice așa. N-ar fi bine să plătiți voi mai puțin pe lucruri să primi salariu mai mare? 20 de euro de răspuns mai aia, știi? Să te asemese urmă, mi-a văzut, aici tu linii. Păi nu așa ar trebui făcut, da. Da. Tu vezi, mă, că n-ai idei de marketing. Da, mă, bagi așa acolo, ții între poporul. N-ar fi bine să câștigați la lotul? Pac, 50 de euro, întrebarea aia că e scumpă, e cu lotul. Da, bună seara! Alo? Bună seara, vă salut, domnul Serghei și... Bună seara! Bună seara! Sărut mâinile tuturor! Știți, eu v-am mai sunat când l-aveați pe domnul...
n-are importanță. Nu mai știu. Dar n-are importanță, spune-ne ce... Dumitrescu, domnul. A, domnul Dragoș Dumitriu, da. Când m-a sunat atunci legat de uzinarul. Da. Da, știu. Că... a lăsat atâția oameni în șomaj, i-a dat afară. Da, Dragoș va face o emisiune mai... Alternative n-au fost. Păi cum n-au fost, că președintele vă ceartă că nu vreți să munciți în plus? Nu, nu, domnul Serghei, că sunt oameni muncitori, sunt ungari. Sunt oameni care lucrează, să nu zic la plug, ar trage, ar face orice. Da, eu sunt de aceeași părere. Dar Dragoș are o emisiune înaintea noastră care... Domnul Dragoș Dumitriu, se ocupă numai de aceste probleme, unde puteți să intrați, să vorbiți... Păi, l-am mai urmărit zilele trecute și n-a zis nimic. A zis că văd o emisiune despre Aru, dar... Nu poate să aibă în fiecare zi numai cu subiectul ăsta, are și el în fiecare zi cu mai multe subiecte, dar oricum se va ocupa mai mult de subiectul ăsta cu Aro. Că, dar are o istorie, domnule, că am fost la Câmpul Lungu acum câțiva ani, erau niște golani, o firmă franțuzească care tăia ultimile utilaje, istorie. Da, mă, dar noi vrem să demonstrăm, să arătăm furtul care s-a întâmplat acolo. Că dacă nu-l arăți, cum să știe omul că e furt? Dar noi vrem cu documente, nu așa că am auzit de la unul sau de la altul. Cum, din surse publice auzi, de unde dau un glav? Păi da, mă, din surse publice trebuie să demonstrezi. Până aveți cum facem mănăstire la mă, la aia, din surse publice, pac. Ăla-i pungaș, ăla-i infractor. Ălaltul nu e nici pungaș, nici infractor, e tâlhar. Cine, domnule, face așa? E un băiat, Silviu Mănăstire, pe la realitatea, la câteva luni. Ăla care latră așa, sigur, în gol? Da. Hai mă, lasă-mă cu ăla. Bine. Domnilor, avem și mănăstiri. Avem de toate. Nu mai avem Aro. Nu mai avem fabrici. Am înțeles că domnul Ponta le-a promis celor din Franța că îi angajează în fabrici, pe rod, ca să nu le zicem țigani. Îi angajează el în fabricile cui? În care fabrici? Lasă, are cui? Pe asta zi, are cui? Are el două fabrici ascunse acasă sau cum? Da, eu cred că astea sunt ștouri electorale. Asta vreau și eu să vă întreb, în ce fabrici, în care fabrici? Poate la Olchim. Nu e, domnule, cum zicea Shakespeare, astea sunt cu haie. Muncesc ei pe 6 milioane în fabrici. Dar care fabrici, bă? Că nu mai sunt fabrici. Noi suntem tot într-o fostă fabrică pe aici, te uiți, nu m-am mai dat. Dacă zici la un țigan că, bă, peste o lună iei 6 milioane, te scrii pe-o în față. Păi dacă ar trebui să te scrii pe față și un român dacă îi dai banii ăștia, că 6 milioane, păi nu puteam să plătesc curentul doar pe lună. Ce să mai, să muncesc ca să plătesc curentul? Păi da. Bă, da. Numai ce de facturi, că-s cardiac. 2 milioane curentul, 2 milioane gazele. Păi și unde doar... Îți mai vin și ăștia cu reviziile, că am înțeles că nu vin vara să-ți facă revizia la gaz, că... Trebuie să vină iarna, că atunci te doare și trebuie să o faci. Da, asta e greu, n-avem ce. Eu zic, nu știu, da. Eu recunosc, domnule, că am votat cu USL-ul și am avut speranțe, dar încep să iau și eu... Nu că se iau întorsătură, nu e ne... Și noi avem pe Călin Andrei, îl avem penalist. Cine mai ești ăla? E la al treilea mandat. Dar dacă nici acum nu face nimic. Asta e, domnule, asta nu înțeleg. Vă puneți al patrulea mandat, bă, dacă nu face nimic. Da, nu știu, nici, da. Nu ce să facă? Spune eu că a făcut omul, ești nedrept. Ești nedrept și părtinitor. A făcut lovele și a făcut vilă. Și-a cumpărat mașini noi. Și-a luat mașini noi. Unde locuri de muncă? Ce dracu, domnule? Aici a fost... venea din toată țara la noi. Veneau în tenești și plecau în pantofi.
Băi, cu Aro, pe vremea lui Ceaușescu, cine avea Aro, era ca și cum avea elicopter. E adevărat. Nu e problema de asta, băi. Problema că erau locuri de muncă și au distrus chestii care erau viabile. Mai ce e toată problema care e și... Vezi că toată lumea a avut speranța asta în ăștia care ajung acum. Vă pup și vă iubesc și mulțumesc pentru emisiune. Mulțumim, o seară bună. Auzi, Serghei, acum vreo 2 ani de zile n-avea ce face, era biscol, era nasol, m-am dus în Egipt. La Sharm el Sheikh cu tare excursii și am făcut și excursie de aia la Cairo să caz gura la piramide, la Sfinți, la nu știu ce. Acolo m-am dat în vrăjeală cu niște egipteni de ăștia pe acolo. Și zice, bă, de ce țară ești tu? România. Unde, domnule, n-am auzit aia. Și pe stradă erau daci. Am văzut daci, știi? Zic, uite, bă, daci din România. Ai, din tractor. Bă, nu tractor, el zice. Ei ce știau ăștia, egiptenii de rând, analfabeții, papagarii pe acolo. Că tractor înseamnă țara de unde vine. Ai înțeles? Și e așa aici, că tractorii români, nu știa că România, că vindea Ceaușescu tractoare de-astea în Egipt. Și zicea că tractorii e țara de unde vine. Ai înțeles? Ai cele mai grei bune. Așa, bă, să moară mie trei vecini. Și genul vine la... mă atac. Da, mă. Da, mă, nu știu. Așa este, să vindea, erau și erau luăm, de pânduri peste nu tot. Nu luăm pauză. Luăm exact pauză. Vinde, nu mai știu nimic. Luăm pauză sau nu? Da, nu? Poate? Pauză. Mulțumim, pauză. Pauză, mă, pauză, bă, că stăm...